Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău, acoperiș de pe un bloc smuls de furtună. Asfaltări pe drumul Oneș-Bacău. Tot mai puțin clienți în piața din Onești. Furtuna abătută weekendul acesta asupra județului Bacău a provocat pagube materiale importante. Sâmbătă seara în municipiul Bacău, rafalele de vânt au smuls bucăți mari de tablă dintr-un acoperiș, iar într-o altă zonă a orașului, un demisol a fost inundat din cauza ploii torențiale. Pompierii au intervenit sâmbătă seară după ce furtuna abătută asupra mai multor localități din județ a provocat pagube. Cea mai afectată localitate a fost municipiul Bacău, unde rafalele de vânt au smuls bucăți de tablă din acoperișul unui bloc de pe strada Alecu Ruso, unele din acestea avarind un autoturism. Potrivit celor de la ISU Bacău, pompierii au intervenit pe strada Bicaz, unde un demisol a fost inundat. Din fericire, nu au fost raportate victime. Meteorologii au emis sâmbătă seara avertizare de cod portocaliu vizând intensificări ale vântului de peste 80-90 km pe oră, averse de ploaie de 35-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, crindină pentru zeci de localități din județele Bacău și Vrancea. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță lucrări de asfaltare cu straturi bituminoase foarte subțiri pe DN11, este vorba de ruta Oneș-Sânduleni în județul Bacău. Weekendul trecut, Primăria Slănic Moldova, în colaborare cu Brigada 15 Mecanizată Podunal și Asociația Cultul Eroilor, au organizat festivitatea de comemorare a eroilor căzuți în luptele date pe dealul Cireșoaia din timpul Primului Război Mondial. Evenimentul era programat a se desfășura la monumentul comemorativ, ridicat în anul 2017, în amintirea eroilor Bricăzii 15 Infanterie, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ceremonialul a avut loc în Parcul Central din Slădic, Moldova. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți condus de preotul protopop Ioan Bârgăoanu. La eveniment au participat oficialități, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și locuitori ai Văii Slănicului. Începând din 2017, odată cu construirea monumentului de pe vârful Cireșoaia, în fiecare an, în jurul datei de 10 septembrie, are loc un ceremonial militar și religios, în care se cinstesc pierderile de vieți omenești ale tuturor celor care au luptat pe aceste meleaguri, în special pe culmile dintre Oituz și Cireșoaia. Desigur că Slănic Moldova a fost teatrul luptelor de la începutul secolului 20. Doi ani și jumătate această stațiune a fost ocupată de către armata vestică, condusă de un general Neamț, și frontul Cireșoaia-Coșna a reprezentat un teatru de luptă în Primul Război Mondial. 12 septembrie 1917 este momentul la care s-a câștigat cea mai importantă bătălie, care, așa cum spun istoricii, au scurtat războiul cu cel puțin 6 luni de zile. Este important ca astăzi noi să purtăm recunoștință eroilor neamului, să purtăm recunoștință celor care și-au vărsat sângele pe dealul Cireșoaia. Gândiți-vă că acolo, într-o singură zi, au murit peste 1400 de ostași. Sângele lor este astăzi în pietrele de pe dealul Cireșoaia și noi zilnic călătorim pe acolo, avem grădini, avem case, și ne amintim de luptele pe care bunicii noștri ni le-au povestit cât de aprige au fost. În aceste momente de adâncă vibrație patriotică pe care ați reușit să le creați aici, în munții Nemira, martori statornici ai tuturor tragediilor întâmplate în această zonă, să ne înclinăm cu venerație în memoria eroilor români din toate timpurile,
pentru demersul lor istoric legendar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității ei teritoriale și a celorlalte valori fundamentale ale poporului român. Ei, eroii noștri, au înțeles cel mai bine că arcul carpatic nu este o linie de demarcație a pământului românesc. Așa cum au încercat unii să ne convingă prin false argumente istorice, false argumente diplomatice și cum s-a întâmplat aici în urmă cu un secol, prin forța armelor. Ne situăm, de fapt, la capătul unui arc istoric peste timp cu durata de un secol sau de un veac, care constituie și imprimă o impresionantă punte afectivă între eroii care au căzut pe aceste plaiuri și noi cei care astăzi, iată, le cinstim memoria. Se spune în popor că eroii nu mor niciodată, dar Nicolae Iorga, marele nostru savant, ne atrage atenția că ei mor atunci când sunt dați uitării. Eu mulțumesc tuturor celor care, pe aceste plaiuri, contribuie la nemurirea eroilor noștri. Vreau să vă spun că între Valea Slănicului și Valea și Pantele adiacente și Valea Cașinului, în perioada 1916-1917, au murit 70.000 de oameni. Pe data de 31, când s-a dat și aici contra lovitura pe Cereșoaia, au murit numai pe dealul la Sticlărie, la Cașin, acolo, la Curița, dintr-un regiment de grăniceri, 1.200 de oameni într-o singură zi și au fost răniți 325, dintre care numai Dumnezeu știe câți au putut fi salvați. Am dat numai câteva cifre, că dacă dăm mai multe, ne îngrozim. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră. Vreau doar să subliniez faptul că ne revine misiunea și chiar asta aș vrea să spun, stimați camarazi și stimați participanți, că strămoșii ne-au lăsat drept moștenire țara, dar ne-au transmis și porunca sacră de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu, chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie, și de a o transmite la rândul nostru generațiilor viitoare liberă, independentă și suverană. Am vrut să încep printr-o readucere aminte a faptului, acum întâlnindu-mă cu unii combatanți ai regimentului, vechiului regiment 15, și mi-au dat lacrimile când i-am întâlnit, că și eu, tânăr locotenent, în 1971, când comandantul brigăzii, am înțeles că încă nu era nici născut, am pășit la regimentul 15 de la Iași, din garnizoana Iași, ca locotenent comandant de pluton. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat. Cireșoaia, dealul Cireșoaia, este un tărâm sacru, un hotar pe care cu aproape un veac în urmă, strămoșii noștri care au luptat pentru reîntregirea patriei l-au pus în fața năvălitorilor. Oricât ar încerca să fie de scrupuloși, istoricii nu au cum să surprindă în tratatele lor toate grozăviile pe care au fost nevoiți să le înfrunte ostașii români. Putem doar să ne imaginăm cum s-au simțit la începutul anului 1917 cei care trebuiau să țină piept teribile mașinării de război germane, când alianții lor ruși s-au retras și i-au lăsat singuri. Teribil, cumplit, dureros, sunt doar cuvinte cu care noi încercăm să descriem acele stări sufletești care, probabil, erau dominante în rândul armatei române. Însă cei care trebuia să lupte au trăit aceste senzații în modul cel mai real și mai deplin cu putință. Cu toate acestea, cei de pe front, dar și cei de acasă, au găsit puterea de a merge mai departe, o putere pe care doar disperarea sau credința într-un ideal ți-o poate da. Astăzi știi mai presus de orice îndoială că jertfa lor a fost una sfântă. Iar aici, la Slănii Moldova, pe dealul Cireșoaia, suntem în fața unui altar pe care strămoșii noștri au dobândit nemurirea. Oamenii ăștia, oamenii aceia, românii noștri,
îmbrăcați în acele uniforme, cu acel echipament simplu al vremurilor, au reușit să creeze o țară, au reușit să creeze România Mare și ceea ce merge mai departe în sufletul nostru, trebuie să ne uităm acum în partea cealaltă. Militarii noștri, armata română, dotată, echipată și pregătită, este obligată să păstreze și să crească ceea ce strămoșii noștri au făcut. Așa că, dragi tineri, vă revine datoria, alături de noi, cei care suntem un pic mai în vârstă, să creștem România. Părinte, mulțumim pentru tot. Vă rog. Este o emoție deosebită, sfântă și curată, pe care o resimt aici, în orașul stațiune Slănic, Moldova. Dați-mi voie să mulțumesc lui Dumnezeu, ierarhului meu și armatei române pentru tot ceea ce este frumos, bine și adevărat în țara mea frumoasă, România, pe care voi sluji până voi muri. Vă mulțumesc! Președintele filialei Bacău Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, a înmânat plachete aniversare ale filialei care a împlinit de curând 30 de ani de la reînființare. La final a avut loc defilarea structurilor militare prezente. Mai puțin sunt cei care vin să cumpere la piața din Onești. Înainte de începutul de an școlar, unii florari ne-au declarat sub protecția anonimatului că vânzările au scăzut simțitor și nici măcar cele mai ieftine flori nu au mai fost la mare căutare. Pe de altă parte, alții spun că vânzările au scăzut, dar nu foarte tare, însă mereu este loc de mai bine. Cum a mers vânzarea de flori la început de an școlar? Bună ziua! Binișor! Mulțumitor! Extraordinar. Se putea și mai bine. Se putea și mai bine, dar e bine așa. Cât? Multă lume a zis că în comparație cu anul trecut nu prea a mers cu la nivelul așteptărilor și la nivelul florilor până la urmă. Este adevărat. Este o diferență, se simte lipsa banului, dar e bineșor, deci suntem pe piață și asta e foarte bine. S-au scumpit florile, să fie un motiv? De obicei se scumpesc florile când cașanile trimit. Așa. Mai scumpe, dar na, noi trebuie să ne încadrăm ca și preț cum avem din totdeauna. Am înțeles. Da. Ce s-a vândut ca tip de floare? Trandafirii, crizantemele? La firmă refer, nu la ghiveș, la aranjament. Crizantema, am avut cu 7 lei. Au fost și cu 6 lei, dar calitate mai inferioară. Așa. De obicei... Crizantemele, florile clasice de toamnă. Alea au fost preferate. Merge vânzarea? Dacă e să... Astăzi mai lentă. Ca după sărbători, așa. Am înțeles. Dar de obicei, la începutul de an școlar, se vindeau, așa? Se vând mai mult firele. Mai mult firele. Anul ăsta s-a axat lumea pe fire. Cât vindeți astea? Este 20 de lei. Și văd că mai aveți și cu 25. Da, sunt câte două fire, da, mix. Am înțeles. Care ar fi, să zicem, la cea mai mare căutare? Sau ce tip de flori? Sau floare? Toamna, crizantemele și asterul, dar e ceva mai nou. Sunt care le cunosc, care nu. Care au încredere că ies, care nu au încredere. Se pare că cei mai afectați sunt librarii. Astfel, volumul de vânzări a scăzut dramatic în comparație cu anul trecut, perioada similară. Aceștia ne-au spus că oamenii au fost extrem de cumpătați și cei mai mulți s-au uitat de două ori în portofel înainte să cumpere rechizite pentru copii.
Duminică 11 septembrie, în intervalul orar 10-14, pompierii băcăuani s-au aflat în centrul orașului Bacău, ai orașelor Onești, Moinești și Comănești, unde au desfășurat diverse activități menite să aducă în prim plan specificul armei pompierilor. Prezentarea tehnicii din dotare, demonstrații de descarcerare, prezentarea tehnicilor de prim ajutor calificat sau trasee aplicative, toate acestea sunt doar câteva dintre surprizele pe care le-au pregătit. Se face acces în mașină pe toate părțile, deoarece avem materiale clasice, avem textile peste tot în mașină și incendiul se răspândește foarte repede. Vă rog să eliberați strada, vă rog! Botezatul, mai în spate! După cum vedeți, autospeciala de descarcerare, autospeciala zbun și una sa sau autospeciala de stingere cu apă și spune se deplasează la locul intervenției. Autospeciala pentru descarcerare și autospeciala zbun s-au amplasat în așa fel încât să asigure și protecția salvatorilor. Deci nu e întâmplătoare amplasarea mașinilor. De asta blochează strada, pentru că ne aflăm pe o stradă circulată, ei trebuie să fie protejați în timp ce încearcă să salveze, da? Comandul de echipaj de pe descarcerare face o recunoaștere, verifică câte persoane sunt și modul, echipamentele. Ce vor fi folosite? Autoturismul este stabilizat și acum stabilesc modul în care vor face deschideri pentru a pătrunde de la victimă. Victimă, vedeți o persoană cu un scut pentru că riscul de și ciocuri de victimă pentru pentru la victimă. La 13 septembrie, ziua pompierilor din România. În urmă cu 174 de ani, în timpul luptei din Dealul Spirii, compania de pompieri din București, condusă de capitanul Pavel Zăgănescu, a ținut piept numeroase oștiri otomane venite să înfrângă mișcarea revoluționară de la 1848. Martorii evenimentului au confirmat vitejia, curajul și spiritul de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârșitoare. Dragi pompieri, dorim să vă mulțumim pentru sute și mii de vieți salvate, pentru sute și mii de proprietăți și bunuri salvate. Vă mulțumim că ați ales această profesie dificilă și periculoasă și că ați reușit să o stăpâniți și să o înfruntați cu mândrie și profesionalism. La mulți ani! Joi 8 septembrie, la Căminul Cultural din Mănăstirea Cașin, au fost sărbătoriți cei care în urmă cu 50 de ani au spus da la ofițerul stării civile. Le-a fost celebrată nunta de aur. Este vorba de 21 de cupluri din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Evenimentul a început cu o slujbă de mulțumire oficiată de preotul protopop Ioan Bârgăoanu împreună cu părintele paroh Dan Miloiu și preotul Gheorghe Leuștean. Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin au organizat acest eveniment important în viața cetățenilor, la care au fost prezenți și mugurași și mănăstireni. Cum vă simțiți acum? Bine! Ați fost premiată de către administrația publică locală la 50 de ani de căsătorie. Da, acum, da. Așa. Cum au fost cei 50 de ani? Ei, și bun, și mai așa, și mai bun, și mai... Ca în viață, și cu bune și cu rele trebuie să trecem prin ele. Am înțeles. N-a fost numai lapte și miere, a? Ei, nu-i numai lapte și miere, că mai sunt greutăți din cauza copiilor, cu școala, cu greutățile slante, cât trebuie să facem ca să fim în rândul oamenilor gospodari. Am înțeles. Ați avut emoții sau mi s-a părut? Un pic, că da, emoționată foarte tare, pentru că eu n-am participat, că n-am putut să plec, m-a adus acum băiețul cu mașina, eu n-am putut am să înțeles, plec. Am la... E frumoasă manifestarea dedicată dumneavoastră. Că e frumos și aici, am văzut și pe la Comănești, v-am spus
că fost la spital și am văzut, am auzit de acolo. E frumoasă așa inițiativa să premieze cuplurile? Eu am zis așa că dacă doamna primar nu mai fi, să întrumeze și pe altul în continuare, ca să chiar facă, da, să facă în continuare, că e frumos. Un mesaj pentru generațiile tinere care ne privesc, ce le recomandați ca să ajungă și ei 50 de ani de căsătorie? Ca cum e timpurile astăzi, prea să dispărțesc și nu-i bun. Așa. Să înțeleagă unul cu altul, să fie gospodar, să trăiască, să dea ei copiii la școală, să fie în rândul oamenilor gospodar, nu cum e timpurile de astăzi. Să fie ca lumea să treacă și ei, că prin buni, prin grele, că timpurile sunt foarte grele în ziua de astăzi. Și trebuie să fie, să le îndrumăm, să învețe și copiilor, și nepoți, și strănepoți, că și eu am și strănepoți aici. O zi frumoasă, emoționantă pentru toți cei prezenți, dar cred că și pentru dumneavoastră. Da, bineînțeles, am trecut prin furtuni, prin greu, prin ger, dar am izbândit. Da, am răzbit și mulțumim lui Dumnezeu, ne-a ajutat și să mergem împreună mai departe. Ce părere aveți despre manifestare, faptul că s-a organizat acum Nunta de Aur și această mini-petrecere? Practic e așa o modalitate să mai socializați. Suntem foarte mulțumiți, foarte bucuroși că am fost solicitați și invitați la această mare petrecere care doamna primară a organizat-o, cu ajutorul tuturor colegilor dânsei, și suntem mulțumiți că ne-a băgat în seamă, că suntem și noi, comuna noastră, Mănăstirea Cașin, suntem și noi printre cei mai buni, credem, și suntem, n-am făcut satul nostru, cred că le-am adus numai binefaceri, și să ne urmeze toată generația care va veni din urmă, să ne urmeze pe noi, care am ajuns la 50 de ani de căsătorie împreună. Ce le-ați recomandat generației tinere? Generației tinere le-aș recomanda să fie cuminți, omenoși, să muncească, să-și creeze un viitor, o familie, cu copii, cu nepoți și strănepoți la rândul lor. Sfat așa pentru generațiile tinere, doamne? Da, un sfat pentru generațiile tinere, să treacă prin viață așa cum am trecut noi, să accepte orice, pentru că viața trece și cu bune și cu rele, nu numai bine, nu numai frumos, nu numai... Deci trebuie să înțeleagă și ei că trebuie să lupte ca să ajungă acești 50 de ani de căsnicii. Să rămână împreună ca o echipă. Să rămână ca o echipă, da. Că nici noi n-am trăit numai bine, A fost și bune, a fost și rele, dar am acceptat așa cum a fost. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 13 septembrie, cerul va fi parțial noros. Mercurul în termometre urcă până la valori de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Miercuri, 14 septembrie, în cea mai mare parte cerul rămâne senin. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.